Bun revenit la știrea cea bună, sunt Cornel Dărvășan, suntem în seria de emisiuni filmate la Atlanta, Georgia, Statele Unite ale Americii, prin bunăvoința Bisericii Române Adventiste de aici, din Sud, Lawrenceville, împreună cu pastorul Nicu Butoi. Bun venit, Nicu, din nou! Bun regăsit! Nicu, mă bucur pentru spiritul tău jovial, deschis, zâmbitor. Ai vreodată momente când ești trist sau... Nu, chiar nu, vreau să spun. Inclusiv în cele mai adânci văi unde a fost, mi-a fost jenă vreodată să arăt trist sau supărat în fața celor care suferau la fel, spre exemplu, când eram în închisoare. Era destulă suferință să mai mă duc și eu cu a mea acolo, știi? Nu. Și de fiecare dată am căutat să aduc un pic de bună dimineața de asta și gata. Până la acest moment e un drum destul de lung în viață, da. Și subiectul nostru din seara asta este unul extrem, extrem de sensibil și dificil. Și anume, vom vorbi despre tineri, atracția tinerilor față de biserică sau depărtarea tinerilor față de biserică. Unii zic, domnule, nu mai e momentul cu predici, cu programe, cum era odată. Tinerii au nevoie de entertainment, au nevoie de altceva. Pe de altă parte, mergem în anumite biserici evanghelice, să zicem, sau nu neapărat, tradiționale, unde este plin de tineri. În ciuda faptului că nici predica nu este atât de elaborată, nici programul nu este atât de special, unii sunt atrași irezistibil acolo, alții nu sunt atrași. Înainte să vedem care este cauza, aș vrea să vorbim puțin despre tânărul Nicu Butoi. Să ne întoarcem într-o excursie în timp și spațiu cu vreo câteva zeci de ani în urmă. 50. 50. Și să ne povestești puțin despre copilăria ta. Te-am luat așa acum la biografie, pentru că celelalte lucruri te-am mai auzit spunând, dar chestiunile acestea care țin de tine, de viața ta, în ce familie ai crescut? Era să zic disfuncțională. Am crescut într-o familie cu suntem șapte copii. Șapte frate, adică șapte cu tine. Frate, da. Suntem patru băieți și trei fete. Tatăl meu a fost un om cu idealuri mari, cu un suflet mare, dar a fost înfrânt de patimă. Și a suferit teribil pentru că idealurile n-au plecat cu ocazia neîmplinirilor. Mama a fost o ființă cu idealuri extrem de înalte, cu mari posibilități. Reușise să spargă bariera sonică în tinerețe aici, să ajungă la aproape de școala de medicină în București și de acolo a smuls-o bunicul meu, care și el a fost înfrânt de aceeași patimă a alcoolului. A smuls-o de acolo și a adus-o acasă și a pus-o să curețe porumb și alte lucruri de felul ăsta și ea a făcut treburile astea plângând și după aceea a plâns toată viața ei datorită acestei frustrări. Am trăit într-o familie cu doi părinți total deziluzionați și frustrați. Singurul lor zâmbet pe față eram noi. Dar zâmbetul ăsta lor față de noi era totdeauna marcat de o adâncă suferință, repetată de tata ori de câte ori vorbea despre lucrul ăsta, și anume că ei nu au posibilitățile pe care le-ar fi vrut ei să le aibă ca să ne ducă pe noi acolo unde n-au putut să ajungă ei. Și în această atmosferă am trăit. În ce zonă a țării se întâmplă asta? În județul Dâmbovița, lângă Târgoviște. Și am reținut acest lucru de la părinți și am căutat să preîntâmpin și să întâmpin situația aceasta. M-am dus la muncă fizică brută de la 12 ani. La școală? La școală super good. Deci am fost premiul întâi întotdeauna, afară de când îmi dădea 8 la purtare sau 9, mai scădea jumate din valoare. Dar, din cauza faptului că nu mergeai la școală sâmbătă? Nu. Nu? Nu știam de așa ceva și n-am avut agență cu acest capitol. Da, 8 la purtare de ce? Păi mai făceai câte o năzbâtie. Da, eram hiperactiv. Știam să citesc de pe la vârsta de, după 5 ani am citit ziarul. Știam să citesc ziarul, lumea în sat nu mă credea, mă proba cu ziarul, ia citește-mă aici. Ia uite-mă că știe, da, ia citește-mă aici.
pe marginea șanțului se întâmpla treaba aceasta. Și mie îmi dădeau abecedarul în clasa întâia. Până s-a terminat ora, îl răsfăise și cu ce să mai fac? Asta a fost tot. Da. Asta a fost. Și atunci mă ocupam de alte lucruri. El a legat cordonul unei fete, că i-a terminat cordonul de la uniformă, era în fața mea în bancă, și i-a legat cordonul de bancă cu câte noduri s-au făcut, vreo 20. Îți dai seama că a pus-o să răspundă când s-a ridicat săra care era legată de bancă. N-a avut cum și a urmat o bătaie numărul 1. Erai creativ de mic. Eram creativ, foarte creativ, foarte creativ. Astăzi, dacă aș fi învățător într-o clasă din asta, eu nu numai că nu aș bate un astfel de copil, dar eu i-aș da de lucru până când s-ar ruga în genunchi de mine să nu mai dau. Deci mie îmi trebuia dat de lucru. Am avut această frumoasă experiență în timpul seminarului la București, când tot așa făcea cursul de engleză de începător, el cu zi, cu ză, cu treburi de felul ăsta, și eu citeam cărți în vremea aia. Și atunci ne-au separat pe Edi Constantinescu, pe mine și pe încă un prieten, Soloș, cred, ne-a separat în bibliotecă, domnule, duceți-vă de capul vostru. A fost fantastic. Deci am putut să progresăm acolo. Dar mentalitatea aceasta de regimentare, care se vede și în biserică de foarte multe ori, și această uniformizare a oamenilor. Pe vremea aia era cu bătaia. Da, e să știe. Și pe vremea mea era la fel. La fel, da, cu bătaia. Comunism. Și în mediul acesta am înțeles frustrarea părinților, am încercat să compensez cu ce am putut. La am 12 ani ai plecat, ai zis? La 12 ani am plecat la Târgoviște cu târnăcop și lopată și cazma, am săpat gropi, șanțuri de case, plantații de vie. Ce era de făcut? Aveam sânge în palme și adunam toată săptămâna, adunam ceva, cumpăram că nu se găsea ulei, zahăr, nimic pe vremea aceea și cumpăram ce se putea până la sfârșitul săptămânii, așa. Și la școală nu mai mergeai de la 12 ani? Asta era în vacanțe. Eram permanent la școală, n-am avut absențe, nici nu mi-aduc aminte vreodată să fie absentat de la școală. Nu aveam cum. Nu eram cu minte, dar eram prezent. Da. Și în vacanțe făceai treaba asta? În vacanțe imediat la lucru. Din clasa întâia am văzut de capre, prima dată mi-au dat o pereche de pantofi pe o vară. Am fost o vară întreagă cu caprele și mi-au dat o pereche de pantofi toamna, pentru toată vara care am alergat, dar s-a întâmplat că pantofii m-au ros și așa că n-am putut să mă bucur de ei niciun pic, i-am lăsat în prima zi. Erau pantofii altor frați? Sau nu, erau pantofii noi, buni, dați de omul ale cărui capre, unchiul meu, chiar caprele lui a fost. Am văzut de ele, dar mi-a cumpărat pantofi noi, dar m-au ros și n-am mai putut, i-am lăsat. Am înțeles. În perioada adolescenței știu că ai avut o revelație personală, ceva special s-a întâmplat. Povestește-ne puțin. Dacă cineva m-ar pune să rezum la un singur cuvânt copilăria și adolescența mea, aș spune verbul a bâșbâi. Deci toată perioada asta eu am fost continuu. Nu mi-am găsit locul. Niciodată nu mi-am găsit locul. Nici în clasă, nici în viață, nici în gândirea mea, nici în profesii, în nimic. Căutam să văd unde m-aș potrivi. În final m-am orientat spre liceu militar, vroiam să merg la aviație, îmi plăceau migurile astea rusești și visam deja că ajung acolo. Când am mers la Breaza, la liceu militar, când m-am văzut acolo, am simțit că nu mă potrivesc. Nu. Și mi-am pierdut entuziasmul acesta, deci a fost bâșbăială, teribilă bâșbăială a fost. Și am păstrat lucrul ăsta până pe la 17 ani. Mergeam cu băieți răufamați, în locuri răufamate din zona noastră. Am făcut lucrurile în sat, în compania lor, mă considera un fel de șef de bandă, știu, de trib. Și nu eram acolo. Nu aparțineam, am făcut aceste lucruri toate, dar nu aparțineam acolo. Fumam, beam, până cădeam jos, jucam cărți, tot ce se putea face la ora aceea, toată noaptea, se stingea lampa cu petrol în perete din cauza fumului de țigară. Deschideți ușa că se stinge lampa, dar noi nu ne gândeam că noi nu ne mai vedeam unul pe altul și violență și cuțite și lanțuri și bătăi și prostii de felul ăsta. Am fost în lucrurile acestea, dar nu am aparținut niciodată. Niciodată nu m-am putut. Nu te-ai simțit în largul tău? Niciodată. Am făcut lucrurile acestea ca să merg cu lumea.
din vremea mea, cu băieții de pe ulița noastră, cu generația mea, cu ce era pe vremea noastră. Dar nu era, nu. Și într-una din aceste nopți în care mergeam la o casă conspirativă pe care o numea mama Peștere de Tâlhari, mama avea câteva noțiuni biblice, și grupa de băieți care venea după mine să mă strige la poartă, mama o numea Hoardă, vezi că a venit Hoarda iarăși după tine, și am mers, dar eram singur în seara aceea, era aproape de decembrie, cred că era noiembrie, sfârșitul lui noiembrie, și mergeam către locul acesta și am fost probabil la 100-150 de metri de casa aceasta, să zicem. Mergând pe drum singur, era un pic de burniță, eram adâncit în gândurile mele, mergeam pe un drum pe care nici el mi-aparținea mie, nici eu lui, dar mergeam, că așa era cursul vieții, dar nu. Nu erai mulțumit? Nu, nici atât. Și nu mergeam unde plecase, mergeam unde se putea. Și deodată, pe drum mergând, la 100 și ceva de metri, era casa pe dreapta, m-am oprit în jumătatea drumului fără niciun fel de preaviz, fără niciun fel de gând dinainte, de plan, de ceva, să zic, să mă gândesc. M-am oprit în jumătatea drumului. Eram în fața micuței Biserică Adventistă de ziua șaptea, cultul creștin adventist de ziua șaptea, așa se numea acolo, era o pancartă, era o bisericuță de lemn, de paiantă, de pământ, făcută acolo, o căsuță mică, aproape înclinată într-o parte, pe dărâmată, n-aveai voie să repar, n-aveai voie pe vremea să faci nimic. Și în loc să-mi continui drumul, eram așteptat și era plină casa cu beție, cu lumea, cu toți, erau veniți acolo. Și în loc să mă duc acolo cum așteptau, mă opresc, trec un mic podeț de ciment, așa rotund. Deschid poarta, s-a deschis imediat, pe obicei era încuiată, s-a deschis imediat. Mă duc la ușa bisericuții, deschid, s-a deschis imediat, era încuiată totdeauna, întuneric înăuntru. Am intrat, am așezat pe o bancă, fără gânduri, fără planuri, fără nimic. Stăteam cu minte ca un călător într-un tren. Dar fără să procesez, dar ce cauți aici? Ce faci aici? Sau acum, uitându-te în spate, ce crezi că a fost momentul? Eu cred că a fost o invitație venită într-o formă pe care numai Dumnezeu putea să o creeze și să o conceapă. Dacă ar fi venit la mine în orice altă formă sub ceruri, nu ar fi... Deci dacă venea un prieten să zică, Nicule, hai să mergem la biserică, să nu știu ce... Nu se întâmpla lucrul ăsta în vecii vecilor. Nu se întâmpla. O așa finețe de apel ca acesta. Acum îmi dau seama, după ce mă uit înapoi, că la felul de suflet pe care l-aveam eu la data aceea, la felul de om care eram, nimic sub cerul n-ar fi lucrat decât acest fel de a fi al lui Dumnezeu, umilința lui cea atât de adâncă și finețea aceasta a Duhului Sfânt și călăuzirea de felul acesta este cum ai lucra cu niște valori din astea teribil de fragile. Lucrează, spre exemplu, cu manuscrise găsite, cu pergament. Păi dacă sufli spre el odată, a dispărut. Cu câtă grijă, grijă. Și sufletul nostru de multe ori este mai prăpădit decât. Și așa s-a întâmplat. Și stăteam cu minte fără pentuneric. Nici. Pentuneric. Stăteam acolo pe scaun. Și deodată a început să intre lumea. Era vineri seara, cum este și acum. Era vineri seara. A început să intre lumea, eu am stat pe partea stângă, pe ultimul rând de scaune, a intrat oamenii, au aprins un Petromax, avea un Petromax cu o lumină, așa se numea Petromax, cu spirit mergea, cu ceva, lumină extraordinară ce era acolo și a aprins lumina, s-a dus un frate și a întors o pendulă, un ceas mare de perete, l-a întors acolo, asta era ritualul în fiecare... L-am văzut după aia repetat, fiecare vine să... Nimeni nu m-a întrebat, băi nene, dar tu ce faci aici? Absolut nimeni, absolut nimeni. Am stat cu mintea acolo și hop că trece un domn îmbrăcat diferit de oamenii noștri de la țară, care erau cu mânecare sau cu flanele, cu asta vine un domn cu costum și cravată și era de la oraș. Era pastorul Damian Zamfir. Și
Trece și dumnealui, merge frumos acolo, cântă lumea, Doamne, pluteai ceva. Așa. Te-ai impresionat așa? Uai de mine, uite, îmi ridica sufletul. Trebuia să mă țin conștient acolo, ca să nu încep să visez. Atâta de frumoasă mi s-a părut cântarea aceea sătenilor. Oameni cu suflete curate. Și pastorul a mers la Ambon acolo și a ținut predica din seara aceea. Nu mi-aduc aminte niciun fel de cuvânt. Absolut nimic nu mi-aduc aminte, decât mi-aduc aminte starea sufletească pe care am încercat-o în timpul ăsta. Era o stare de așezare, era o stare de liniștire, de potolire, de răsuflare. De ce? Nu știu, da. Așa simțeam eu în suflet, în timp ce vorbea acest om al lui Dumnezeu. Când s-a terminat, el a coborât de la Moș Ahmed la ușă și eu mă gândeam, acum pe unde să evadez ca să nu dau mâna cu el la ușă? N-aveai pe unde, că era o singură ieșire acolo la ei și a trebuit să trec prin fața lui. Și cu rușine, așa, cu emoțiile acestea, așa, dânsul mi-a spus, mă bucur că ai venit, uite, la Târgoviște sunt tineri ca tine, de la liceu, de la asta, eram în clasa 9, la liceu. Și mi-a dat adresa, am mers acolo pe strada Rodnei 40 și acolo, într-adevăr, am găsit această lume despre care dumnealui vorbea. Și așa a început drumul vieții noastre. Am revenit în sat după o săptămână, hoarda, cum ziceam, m-am așteptat la autobuz, au scos pachetul cu arberia, că nu eram luxos, noi nu fumam orice fel de țigări. A scos un pachet cu arberia, l-au lovit așa ca să sară o țigară în sus și m-au servit. Nu știa ce se întâmplase, nimic, n-au avut niciun fel de idee. N-a sunat telefonul mobil. Da, celularele erau fără baterie. Și am spus, mulțumesc că nu mai fumez. Ce păi ești nebun la cap, nu ți-o rușine cu tare, nu știu ce. Și după aceea m-au îmbrâncit, m-au lovit cu picioarele, m-au scuipat. Deci din lider ai ajuns paria. Dar rău, da, chestiile astea cu nu mai fumez, nu mai beau, ți-au venit dintr-o dată așa, participând acolo la biserică sau? Nici nu au constituit o problemă. Eu fumase mulți ani înainte și nu trăiam fără să fumez. Prindeam mereu ocazii pe unde ies, după aia mâncam din astea izmă, ceva să nu mă miroase mama. Dar mama mi-a mai scos buzunarele câteodată pe dos și a găsit tutun acolo în buzunare. M-a prins, așa, dar nu m-a prins fumând. Dar, în orice caz, era clar lucrul ăsta. Dar nu a constituit niciun fel de problemă. Adică nu mi-aduc aminte să mă fi luptat așa. A fost, spre exemplu, seara aceea când m-am dus la Târgoviște, m-am dus cu pachetul de țigări în buzunar. Și când am ieșit afară din adunare, atunci mi-am dat seama că nu mai merge așa ceva. Și am aruncat pachetul ăsta imediat. În prima gură de canal unde am văzut, am aruncat acolo. Cum am ajuns la internat, stăteam la internatul unui liceu, cum am ajuns acolo, altă gașcă de băieți de acolo, imediat m-a luat după gât și mergeam pe o platformă la un WC acolo și acolo fumam pe ascuns, hai să facem un tutun. Și m-au luat de gât să mă tărască cu ei și zic, nu, eu din seara asta nu mai fumez. Ce băi nebunită aia cu tare. Și mi-aduc aminte că mă provoca, într-adevăr, tutunul era o provocare, numai că mi-aduceam aminte, dacă mi-aduceam aminte, dacă mă gândeam la treaba aceasta. Dar era totul pentru mine atât de important ce se întâmpla acum, cât o chestie ca asta nu prea merita atenția, pur și simplu. Și nici alcoolul nu te-a stăpânit. Și nu, am băut într-adevăr de multe ori, m-am îmbătat, am rupt hainele după mine, m-au adus acasă beat, au fost multe astfel de multe ai trăit până la 17 ani. Da, începea foarte devreme la noi decăderea aceasta, cam de la 10-12 ani începea. Și era mediu de așa, la noi în sat era mai mult țuică decât apă găseai la oameni acasă și te duceai la fântână mai departe să scoți apă, dar țuică avea acasă fiecare și cât de multă posibil și așa. Și bunicul meu tot așa a fost alcoolic, era generațional lucrul acesta. Și ai frânt gena? La mine lanțul s-a rupt. Dar nu pentru că aș fi pus eu mâna pe vreo daltă și vreun ciocan.
ci pentru că a venit în viață ceva atât de important încât astfel de lucruri chiar păreau mizerii, pur și simplu, adică nu merită atenția. Ți-ar fi rușine să stai vreodată să pui la masă să negocieze între ele astfel de valori. Nu. Ce a fost acolo atât de atractiv pentru tine încât să lași totul, prieteniile vechi? Iată că acum sufereai. Te loveau băieții, te bagiocoreau și să rămâi... N-am mai avut voie să urc în același autobuz cu ei, deci m-au amenințat. Dacă urc în același autobuz, nu mai puteam. Și atunci mergeam 2 km prin Tufișul, prin pădure, ajungeam la o șosea undeva și de acolo luam un alt autobuz la aceeași destinație. N-am mai avut voie să urc împreună cu ei acolo. Și nu atât băieții de vârsta mea, cât cei mai în vârstă, care erau tot acolo... gașcă cu noi, aceștia au fost cumpli de aspri și îi înțeleg astăzi pentru că pentru ei a fost o mustrare cumplită, virajul acesta atât de brusc și la școală când au auzit că eu m-am dus la adunare, au râs oamenii când se gândeau în contextul vieții mele de până ce poate să însemne așa ceva, ce are de gând să facă acolo unde s-a dus. Părinții ce au spus? Părinții, mama a venit la credință după mine, dar tata a fost extrem de tulburat. Era o seară cu ploaie groaznică și am ajuns acasă, el aflase că m-am dus la adunare și era foarte sever când era sever. Și mi-a spus, am luat bătăi până la moarte din mâna lui de câteva ori. Pentru lucruri de nimic, dar asta era ceva foarte important. Și atunci mi-a spus, m-a întrebat pe mine și eu pe loc, cu un calm și cu o stăpânire de sine care nu mă caracteriza pe mine, am răspuns, zic că nu e cazul să adresez o întrebare când știi răspunsul. Știam ce o să-mi spui. Și de asta. Și mi-a spus clar, nu mai ești parte din familie, din clipa de față, ți-ai tot și pleci. Și am vrut să plec. Am luat, nu știu dacă am avut o cămașă sau ceva ce am vrut să iau de acolo și am vrut să ies afară și când m-a văzut că am ieșit, a țipat după mine și m-a chemat înapoi. Și mi-a spus, ai să sap la șanț toată viața, ai să vai de capul tău, ți-ai distrus viața și așa. Nu erau cuvintele lui, erau cuvintele învățătorilor din comună, cu care mai bea tata când și când, și pentru că nu erau ale lui. Dacă era el să fie un om liber, el n-ar fi... spus așa ceva. Nu. Ce vedeai acolo, de ți-a plăcut așa de mult în calitate de tânăr? Asta se întâmpla prin anii 70, 75? Da. Vremurile s-au schimbat. 73, cred că a fost. Acum 74. Suntem în 2022, iată, yeah. Și foarte mulți tineri încă sunt tributari acestor obiceiuri de fumat, de băut, de... acum sunt și alte substanțe, s-au mai dezvoltat lucrurile. Și nu găsesc această putere de întoarcere la Dumnezeu, cum ai găsit-o tu. Ce ai găsit-o acolo și nu găsesc tinerii azi în anumite biserici? Nu cred că e nicio diferență în realitate. Ființa umană e aceeași, preocupările minții oamenilor. Chiar am văzut un documentar ieri seară, un interviu care a fost luat unui vânător din acesta... dintre ultimele triburi din Kenya, ultimele vânători, gatherer, care adună și care vânează, și i-au pus întrebările acestea existențiale. Ce crezi că e după moarte? Ce ideal ai în viață? Și omul a spus clar, zice, idealul vieții mele e carnea, trebuie cât să fac rost de carne. Asta este idealul vieții, știi? Și ce crezi că e după moarte? Ce crezi că ne ducem în soare? Sau e ceva? Adică vreau să spun că preocupările sunt aceleași. Și tinerii noștri de astăzi au aceleași preocupări. Aceleași. Poate că se schimbă puțin forma, dar esența nu. Esența este aceeași preocupare, rostul vieții mele. Care e rostul vieții mele pe pământ? Sunt eu o ființă acceptată, are cineva nevoie de serviciile mele, reprezint eu ceva pentru cineva undeva. Preocuparea asta nu vine la 17 ani, cum a fost la mine, vine la ăsta micu care din ziua 1,
Când a deschis ochii pe viață, am urmărit foarte de aproape nepoții și nepoatele, din ziua 1 când a deschis ochii pe viață, vrea să știe că reprezintă ceva pentru... neglijează-l și hai să vezi cum se ofilește și se prăpădește și moare. El simte imediat, e ceva în aer. Aș vrea să spun că acest lucru este în spatele cursului vieții mele. Acest lucru, fără să poți, dacă mă puneai să scriu pe o pagină, n-aș fi putut scrie. Dar adânc în sufletul meu, am simțit că am ajuns. Am simțit că aparțin. Aici e locul unde mi s-a așezat sufletul când a fost vorba de Dumnezeu, de credința în Dumnezeu, de credința creștină în mod special, știi de... De aici a început să facă lumină după aceea, pas cu pas. N-aș fi putut să explic, dar știam că acea trăire are în sine răspunsul. Cum ai ajuns să citești Biblia? Ți-a plăcut când ai citit-o? Și am început să iau note proaste la școală, că la liceu. Nu puteau să mă scoată din biserică de la Târgoviște. Venea pastorul de acolo, citești de 8 ore, băiete. Ai 8 ore de când ești aici. Și zic, acum termin și plec. Și am început să iau note, era să rămân corijat la fizică. Am trecut prin niște situații și ori mie nu mergea. Eu am terminat cu 9,72 medie generală când am plecat de la școală și aici ajunsesem. M-a absorbit în așa fel, iar cărții din acestea, comentarii pe lângă Biblie, cărți cum e Parabole sau Hristos, Lumina Lumii sau alte cărți care comentau Biblia, le absorbeam. Mă găsea rugându-mă pastorul Zamfir, că acolo era locuința dumnealui, în clădirea bisericii, avea casa acolo. Și dânsul mi-a spus, ai 8 ore, de că venea doamna Zamfir, soția dumnealui, și mi-aducea câte ceva de mâncare, niște macaroane sau niște lucruri, și măcar ia și mănâncă ceva. Și chiar așa, nici aminte nu mi-am adus, că mai trebuie să mai și mâncăm, da. Nici aminte nu mi-aduceam. Am trecut foarte repede prin Biblia, am mers de la capăt, după aceea am început să observ fel de fel de lucruri. Și... Ce facem astăzi? Că tinerii au foarte greu această plăcere de a citi în general. E distrusă în oameni. Îl întrebe unul dintre copiii, zic, ce ai citit vara asta? Ce? Subtitrarea de la niște filme. Știi? Cam asta e pasiunea acum, subtitrarea. Ce facem? Că nu mai vor să citească și mai... cu atât mai mult sau cu atât mai puțin să citească din Biblie. Care crezi că este soluția? Sunt două fenomene care se petrec simultan. În timp ce nu mai există această înclinație spre citire, s-a intensificat și s-a ridicat la cote înalte, foarte înalte, înclinația spre gândire, preocupările, minții acestor oameni care explorează în toate. S-a schimbat mult viteza de gândire, s-au schimbat mijloacele de comunicare, ilustrații scurte. Lui nu-i trebuie o oră de vorbit, lui trebuie să-i concentrezi într-o pastilă tot ce ai de spus în câteva cuvinte. Nu putem să ajutăm o lume dacă nu o înțelegem. N-am cum. Nu a avut loc decât practic ce a spus Lavoisier. Nu s-a pierdut nimic, nu s-a câștigat nimic, dar s-au transformat niște lucruri. S-au transferat într-o altă formă, sunt parte din același sistem de valori, dar nu poți să ignori mijloacele de comunicare de astăzi și atitudinea și preocupările generației noastre care sunt. Dar, în esență, frământările sufletului uman rămân aceleași. Bun. Deci ai început să citești, să-ți placă, să aprofundezi lucrurile. Până la urmă, ai hotărât să mergi pe drumul acesta al predicării, al vorbirii. Iată, nu te-ai lăsat de el de atâția ani. Păi am început a doua zi. A doua zi? Da, vineri seara am fost la biserică și a doua zi am trecut Dâmbovița într-o comună vecină și aș fi foarte curios dacă cineva l-a notiță sau să-mi fi spus cineva. Ce ai fi putut eu să vorbesc cu lumea pe stradă? M-am dus într-o adunare a unor frați creștini după Evanghelie, a unor frați pentecostali. Aici, la adunarea adventistă, m-au pus să spun ceva la un program, mi-a dat o foaie de hârtie cu Abraham, cu nu știu ce e asta, mă, frate, trecui de pe asta, trebuie dezvoltat aici, idei mari, frate, nu așa. Și am făcut eu altă hârtie,
vreo 4 pagini, în loc să pun un mic paragraf care aveam acolo, am făcut eu vreo 4 pagini. Și atunci da, și m-a sesizat pastorul și alți oameni care au fost acolo și i-au sesizat, pe de o parte, setea care era în sufletul meu, dar pe de altă parte, faptul că Dumnezeu îmi deschidea ochii să văd acele lucruri cu care am venit în fața oamenilor, le-am prezentat. M-am dus la un alt program muzical la Văcărești, tot în Dâmbovița, și acolo fratele Ilie era prezbiter. Dânsul e primul care a tras cu săgeata aceasta în sufletul meu, știi? M-a luat frumos de umăr și de o blândețe rară omul acesta. S-a uitat la adunare, m-a luat de gât așa și zice, uite, un pui de predicator. Asta a fost. După aceea au urmat toate, dar aceea a fost prima scânteie care s-a ridicat în sufletul meu. Am avut în mine inclinația aceasta de comunicare și la școală și la clasă și cu ziarele, cu satul, când a zburat Gagarin în cosmos. M-am dus până tot satul să le spun la toți oamenii să le duc Evanghelia. Auziți, fraților, care a fost treaba. Da, și în sfârșit era... Practic nu ți era foarte greu să vorbești, doar ai schimbat macazul, ai schimbat subiectul. Da, dar era acolo plantat de Dumnezeu. Și mulțumesc din suflet. Până astăzi trăiesc aceeași bucurie proaspătă, neschimbată, vie. Sunt încântat. Abia aștept mâine, urmează predica pe care o voi ține mâine. Deci nu ești ca un predicator despre care am citit, care primise o vizită în ziua pregătirii predicii și nu știa cum să-l trimită pe fratele respectiv. Și la un moment dat zice, acum du-te, iubite frate, încep durerile predicii mele. E clar. Deci nu ești împovărat de... Sunt și eu în situații din astea când mă ține cineva la telefon sau tocmai mă prinde într-un astfel de moment, dar am învățat ceva fain de tot și tu o să pățești dacă mă suni într-un astfel de moment. Auzi, Cornel, ce zici de treaba asta, frate? Uite, știi ce am găsit aici? Și intru în dialog, primul ascultător devine omul care este acolo. Îi povestești ideea, da. Și tu practic te pregătești povestea. Mai încerc să vorbesc cu soția de multe ori să-i spun tema, că nu spune că vreau să poate vreau să aud direct, nu spune. Eu da. Vreau să o consult, vreau să văd dacă se înțelege lucrul ăsta, dacă așa, dar nu spune. Micuț, mulțumesc pentru dezvăluirea de sine în ceea ce privește tinerețea în seara asta. Poate că într-o altă emisiune o să abordăm mai încolo puțin din viața ta, dar vreau să rămânem la capitolul acesta al tinereții. Pentru că avem tineri care ne ascultă și vreau să te întreb ce crezi că lipsește astăzi în unele biserici? Motiv pentru care tinerii nu găsesc atracție. Yeah. Am fost odată într-o biserică cu unul dintre băieții mei. Bineînțeles că era îmbrăcat frumos, dar era într-un costum de blugi, spre exemplu. Tocmai își cumpărase el. Era frumos. Yes, yeah. Mm-hmm. Dar nu era nici cu crăpături pe vremea aia, nu era nici cu așa. Și eu am intrat primul și el a venit după mine. Și cineva la ușă i-a zis, auzi, zice, data viitoare să nu mai vii așa îmbrăcat. Zic, hai să intrăm. Și imediat s-a supărat, zice, de ce treabă are asta, cum vine îmbrăcat. Mm-hmm. Ce, nu sunt bine îmbrăcat? Yeah. Zic, stai, știi că ești bine, dar mai sunt unii oameni. L-am dus, l-am pus pe scaun, am stat, am ascultat. Am ascultat un om vorbind 50 de minute fără să spună absolut nimic, niciun text din Biblie, niciodată rostit numele lui Iisus și el se uită la mine și îmi zice, auzi, tată, pentru ce m-ai adus azi aici? Yeah, da. La care eu îi zic, uite, te-am adus să vezi cum nu se ține o predică. Yes. Care îl zice, puteam stau acasă. Asta este o mică frântură, da, din da. Viața unui tânăr care a dorit să vină. Da, da. Explică-mi ce se întâmplă de unele biserici. Uite, cineva îmi zicea chiar înainte de emisiune, domnule, nu se mai țin predici așa de elaborate, știi? Am fost în unele biserici unde nici muzică neapărat tinerească, nici predici elaborate și totuși e plin de tineri, plin de respect. Oamenii vin, sunt atrași de ceva care este acolo. În altele nu mai sunt atrași, nu-i mai interesează. Da. Ce se întâmplă? Ce ar trebui să fie magnet? Tare mă bucur că ai adus în discuție acest lucru. Ispitirea bisericii constă în faptul că
îi se oferă posibilitatea să se substituie lui Hristos. Asta este o ispită luciferică, veți fi ca Dumnezeu. Și biserica începe călătoria ei spirituală cu Dumnezeu în minte, după care devine ea Dumnezeu. Se dă drept Dumnezeu, se așează în templul lui Dumnezeu. Lucrul acesta nu neapărat plănuit de cineva. Este cursul firesc, pământesc sau drăcesc pe care vrem sau nu vrem alunecăm și nu cred că este cineva care e scutit la acest capitol. Lipsește, în două cuvinte vreau să spun lucrul ăsta, ce lipsește tinerului este experiența lui personală cu Dumnezeu. El nu este condus într-o interacție personală cu Dumnezeu. Mi-a plăcut foarte mult, am citit la Ellen White o definiție a lucrării lui Dumnezeu, care constă în a invita o persoană în prezența lui Dumnezeu și apoi step aside, dă-te la o parte și lasă persoana asta în dialog cu Dumnezeu. Aceasta este lucrarea lui Dumnezeu. Asta mi s-a întâmplat mie. Am fost lăsat în dialog cu Dumnezeu. Eram în dialog cu Dumnezeu când eram acolo. N-a încercat nimeni să mă bage în cutia lui, să mă pune pe patul lui Procus, să mă lungească, să mă scute. De-aia nici n-ai fost niciodată, cam, de cât da, te cunosc. Da, e posibil. Vreau să spun că aceasta lipsește, deci. Lipsește foarte mult. Există o altă, un fake, un fals al lucrării lui Dumnezeu, care constă în a ocoli pământul să faci unul ca tine. Așa scrie acolo Mântuitorul și măcar de a face unul ca tine, dar nu numai că nu faci unul ca tine, faci unul de două ori mai rău decât tine, un fiu al ghenei, un diavol pur și simplu, pentru că o copie după copie și devine o caricatură în final. La mine vreau să spun că în familie am avut și avem 4 fete, fiice, acum avem 5 nepoți și cu toți la fel m-am silit și cu fetele și cu ei și cu bisericile unde am fost, ca să creez acest culoar în care fetele mele și soția sau biserica sau familia sau părinții, tatăl meu, să creez acest culoar al ființei umane către Dumnezeu, fără să mă bag în treaba aceasta, fără să devin cugetul cuiva, să mă fac conștiință pentru cineva, fără să încerc să fac pe cineva după chipul meu. Predic în diverse biserici evanghelice, niciodată nu m-am dus cu intenție acolo să fac pe cineva ca mine. Nu am lăsat pe celor care au negustoria aceasta. Eu nu am așa ceva. Am o altă. Când mă duc acolo, gândul meu este ca această congregație, ai văzut că am fost împreună duminica trecută aici la Biserica Baptistă. Gândul meu este să invit această congregație în prezența lui Iisus și apoi pâș-pâș să-mi văd de drum. Că Iisus știe ce are de vorbit cu fiecare om în parte. Nu sunt eu translatorul lui Iisus sau interpretul lui către cineva. Cred că aceasta este problema, boala controlului acestuia asupra minților oamenilor, boala aceasta de a se agăța de costumul lui sau al ei, pentru că nu e ca al celuilalt. Boala aceasta distruge suflete. Cel ce controlează minții este diavolul. Dumnezeu luminează, nu controlează. E diferență mare. Veniți să ne judecăm, hai să stăm de vorbă. Judecați voi singuri. Aceasta e lucrarea lui Dumnezeu, deci, după ce dacă Dumnezeu procedează în felul ăsta, cine ești tu ca om să încerci să torsionezi tu o minte sau să o presezi? Foarte tu? Frumos, foarte frumos. Da. Însă viața este de multe ori delicată. Îmi scriu părinți. Yeah. Cum să procedezi? Eu mai am și o emisiune de răspunsuri la întrebări și recunosc că nu am toate răspunsurile. Și uneori îmi scriu părinți. Cum să procedez atunci când copilul meu mă scoate din sărite? Adică este la vârsta în care el nu vrea să audă de nimic, nici de Dumnezeu, nici de Biblie, nici de nimic. Nu suportă. Da, parcă e clar lucrul ăsta. Are Știi așa o adversitate. Este... Cum să fac? Pentru că mă simt un părinte inferior. Uite la fiul cutare, uite-te la părintele cutare care se uită la mine cu un aer de superioritate. El are copilul în biserică. Al meu nu vrea să vină pentru că zice că-s fățarnici. Cum să procedez? Ce faci în contextul acesta? Aici este o conlucrare cu Dumnezeu, nu este o lucrare pentru Dumnezeu. Noi nu lucrăm pentru Dumnezeu, El nu are nevoie să fie slujit de mâini. Noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. Doamne, cum să mă adresez copilului meu în această împrejurare? Ce să spun? Deodată intervine Dumnezeu. Dar dacă
dacă ești pe siguranță și îți sare siguranța. E o problemă cu siguranța. Acolo e problema, da? Și acolo trebuie lucrat un picuț, da. Și deci aceasta este... să nu fim pe siguranță. Nu. Să fim în directă legătură cu centrala, fără siguranță. Așa frumos scrie despre Mântuitorul în cartea Hristos Lumina Lumii. Inima lui rămânea constantă sub flatare sau sub provocare. Era inima lui mergea la fel, era pe siguranță. E una să fii pe circuitul ăsta și să fluctueze cu tensiunea după linie și alta e să ai stabilizator, care Domnul este stabilizatorul nostru. Nu ne pierdem pacea, nu ne pierdem răbdarea în lucru cu copilul nostru. Ai exemple cu fetele tale când voiau să cotească în stânga și dreapta și ai procedat într-un anumit fel, ai putea să ne dezvălui? Da, sigur. Povestește-ne puțin sigur. Ceva. Au fost nu puține împrejurări în care drumurile se despărțeau, era clar. Și m-am bucurat din toată lumea, mi-am dat seama că fetele judecă, hotărăsc, e foarte frumos și bine. Niciodată eu nu încerc să învăț pe cineva ceva, ci încerc să aducem înaintea noastră, uite, subiectul este acesta, ăsta e tabloul. Hai să ne uităm amândoi la acesta, ce vezi acolo în tablou? Și să uită în tablou și uite, văd cu tare lucru. Chestia asta e, uite, acum văd, da, așa este, dar vede ea? Nu-i spun eu, oarbă, nu vezi? Sau... Ai distrus tot în momentul ăsta. Nu. Totul trebuie să vină din lăuntru în afară. Așa a spus Mântuitorul. Dacă nu se întâmplă lăuntru nostru, nu se întâmplă nimic. Constrângerea a adus un copil cu forța la biserică. Ce e asta, frate? Șantajul sentimental. Nu. A dus cu mituire, ți-o mașină dacă te botezi. Niște lucruri care... sunt sub umane, aș spune, având în vedere că sunt legate de așa ceva. Domnul ne va da întotdeauna lumina și înțelepciunea de care avem trebuință ca în familia noastră, copilul nostru să poată să descoperă. Rugăciunea mea a fost întotdeauna, Doamne, spune-i Tu ei ce mi-ai spus și mie.